Deci, suntem pregătiți pentru orice provocare culinară, fie și una semnată de primarul din Dudeștii Noi. Așa. Astăzi o să facem o prăjitură. De fapt, inițial e rețeta de un tort. Tort cu mere, morcov și cremă de brânză. Îmi imaginez această rețetă făcută într-o cabană, în mijlocul pădurii, înconjurat de fructe de pădure, doar de elemente naturale. Morcov, mere, pomi, arbori, mirosul frunzelor proaspăt căzute. O direcție care să ne scoată din monotonia vieții de zi cu zi, urbane, aglomerată, poluare și așa mai departe. Deci am venit la Șef la Cuțite. Am venit ca să demonstrez tuturor celor care mai au dubii că dacă ai un vis, trebuie să-l urmezi fără regrete, toată convingerea până la capăt, pentru că în acest fel, cu siguranță, se poate îndeplini. În 2004 mă aflam la o intersecție, la o răscruce de drumuri. Trebuia să aleg între o carieră de inginer, domeniul în care m-am pregătit, am studiat la Facultatea de Automatică și Calculatoare în Timișoara, cariera de inginer, cariera de muzician, fiindcă am fost elevul Școlii Populare de Artă din Timișoara, și cariera în administrație. Alegerea pe care am făcut-o a fost să mă dedic comunității care m-a adoptat, însă mai târziu am dorit să văd dacă alegeam o altă direcție, dacă aveam succes sau nu. Am fost concurent în mai multe emisiuni, am participat chiar la selecția națională a Eurovision în 2009 și pentru mine anii 2007-2010 au fost niște ani foarte dragi mie, pe care îi păstrez aproape de sufletul meu. Situația este așa cum am așteptat, e în regulă. Nici dacă n-ar fi, nu aș recunoaște. Ne întoarcem la Cuțite, unde domn primar din Dudeștii Noi, neoficial, o face pe bucătarul. Să vedem dacă îi se oficializează ceva talent. Încerc să fac un arbore mai mare și acum începe distracția. Vom flamba puțin bezeaua. Cu gătitul, soția mea, ca să fac o glumă așa, când ne-am căsătorit, mi-a spus, dacă vrei să mănânci, atunci să îți faci singur. Și de atunci nu mai eu gătesc în casa noastră. Și sper că ceea ce voi pregăti va fi pe gustul juraților, mai ales că acest tort de mere, morcov, ar putea să strânească destul de mult interes, însă vă asigur că este o prăjitură delicioasă. Acum avem ceva tradițional sau ceva ultra fine dining? Nu e, tată, italienesc acum. Italienesc? Da. Arabesc, zici italienesc? Tu? Italienesc, fii atent. Una așa, una așa. O să aveți o surpriză. Ceva fine dining. Nu miroase are nimic, cred că e desert. Și eu zic că... Parcă ciocolată. Da, de unde? Sufle! Am zis, da, bă. Am ce-o desert, băi? Am zis primul că e desert, ai luat după mine, cum ai făcut și astăzi. Bă, ce ești nebun, ai zis italian, ia uite-l pe ăsta, bă. Exact bătrânia din mape. Bă, ai zis ciocolată, unde e, mă, ciocolată? Păi nu ai zis desert cu ciocolată. Și mie mi-a miros ananas. Dar nu-i desert, nu are ciocolată, dar tu ai zis italian. Cu afinez, da, ananas. Și domnilor, îmi cer mii de scuze pentru acest comportament al acestor doi trec din stânga de acolo. Cum ai zis, bă, mapeți. Dar pe bune bătrânii din mape. Bătrânia de mapeți, ai văzut, să certau mereu la sfârșit. Are gust de plăcintă, Rublea. Are și migdale. Nu migdale, nuci. Corect. Are nuci, mă, poate, nu, mă, poate chiar ne-a văzut pe noi. Chiar cake ăla. Are gust de morcov. Asta e, mă, morcov. Dar nu e că mai are ceva. Poate aromele. Deci are, deci, gust de mere la sfârșit. Plăcinta asta este exact așa. Yeah. Ia zi, mamă, ce să vă facă bunica? Și zice primul nepot, plăcintă cu mere. Al doilea, plăcintă cu dovleac. Al treilea, plăcintă cu brânză. Așa. Deci și se apucă mamaia și face. Dar ce prăjiturică e asta? Stai, bă, așa că mi-am luat ochelari să mă uit mai de aproape. Mi-a făcut, locule, dar de ce nu mai vezi? Lup. E
ia zi, mă, se vede altfel acum? Stai, mă, te că vede și el ce e înăuntru, ce culoare, da, mă, ce... Da, mă, deci vă spun eu. E și el... Stai, mă, lasă-mă puțin, că acum trebuie să-ți explic. Intelectual, deci, a pus-o... Nu mai, nu mai asta, lucrează la... Asta, domn profesor, la... ai pus așa, da, ochelarii nu mai lucrează, pe nas, nu mai lucrează așa, la... Tataie, tataie. Ți-ai pus pirtichiliu ăsta la ochelari. Normal, păi a fost fanul meu în emisiunea pirtichiliu, ce fac? A, mă, ce urât a fost asta! Zi, domn profesor, tu. Zi-n-o, profesor. E foarte mult blat și puțină creu. Eu încă sunt la început de deserturi, așa să învăț să fac deserturi. Mai taci din gură că ai făcut toată nu știu ce desert. Da, mă, da, mă duc la școală și învăț să fac savarină, amandină, crem șnit. Să vezi ce vă fac eu. Fii atent ce vă fac să zonă. Deci la școală, pe bune? Nu-i rușine. Și învăț. Foarte tare. Pe bune, am vreo trei cofetării la care tot am zis că mă duc și în... De unde mănânc eu amandine și savarină, știi? Poți să votez? Când vrea domn profesor. Domn profesor, poți să votez? Bunicuță. Da. Ia bunicuță, deci. Bună seara. Bunicuță. Bunicuță. Salut, salut, salut. Să rămâna, să rămâna. Mă numesc Alin Nica, am 38 de ani. Și Alin Nica? Alin Nica. Alin, Alin Nica, de unde 38 ești? De ani din Dudești, noi Timiș. Și ce face domnul Alin Nica în Dudești? Sunt primar. Nu cred, haide-mă, dai-mă cum. Ești primar? Sunt primar, într-adevăr, cred că n-ați fi stai, mă, ești primar? Niciodată. N-ai 38 cum? De ani ai zis că ai, nu? 38 și sunt primar de la 23 de ani. N-ai nu te băd aici cum, când ai la 23. Primarii au burtă, tu nu ai. Aveam 23 de ani și 2 luni. Vârsta minimă e de 23 de ani, conform legii, dar chiar și la al doilea mandat, tot cel mai tânăr primar am rămas, pentru că în 2008 aveam doar 27 de ani. Unii spuneau că sunt obraznic de tânăr. Bă, dar la 23 de ani primar... Băi, stai mă, că am o întrebare. Te rog eu, mă spune și mie, că sunt curios. Cum te descurci cu toate mămâițele alea pe acolo, cu părintele de în sat, cu alea așa, cu... Primar de la 23 de ani. Ce să fac? Fac și pe preotul, că unele babe când vin la mine ca la confesionar, mai îmi spun domn părinte, nu fac cred. Și pe șeful de post, că trebuie să mediez conflicte între vecini. Adică, practic, oamenii vin uneori la mine ca la spovedanie. Și o vorbă bună întotdeauna face foarte mult, ceea ce, pentru mine, reprezintă și o dovadă a încrederii de care această funcție se bucură în rândul oamenilor, dar, în același timp, și o mare responsabilitate, pentru că ai pe mână, de multe ori, viața oamenilor. Ultima dată cu cât ai luat? 70%. Wow! Bă, da, eu vreau să înțeleg cum ai ajuns primar la 23 de ani. Adică, de unde ideea de la 23 de ani să candidezi la primărie? Cred că a fost un pic de nebunie temporară în cazul meu și general în cazul cetățenilor. Dar un grup de prieteni, tineri, am vrut să demonstrăm că se poate schimba în comuna noastră în care nu se mai făcuse nimic vreme de zeci de ani. Și am reușit să facem chestiunea asta. Ce ați făcut? Am făcut o strategie de campanie, am făcut un fel de teasing, am însămânțat cu un an înainte, în memoria colectivă, anumite caracteristici pe care primarul ar trebui să le aibă, adică tânăr, cu studii. Și când am venit eu cu candidatura mea, practic oamenii au pus, au făcut legătura între poză și ce le impregnasem eu. Ce tare, mă! Și campania m-a costat 5 milioane de lei vechi la momentul respectiv. N-a trebuit să dau găleți, n-a trebuit să fac n-ai nimic. N-ai dat sacoșe cu stabil, făină, ulei, ceva, nimic? Nu. Le-am creat locuri de muncă. Și ce ai făcut acolo? Adică ce muncesc cu oamenii acolo? Avem de la 12 buticuri în 2004, acum avem 180 de firme în comună, foarte... între care două firme foarte mari. Domn primar, ce prăjiturică e asta? Am vrut să vă transpun în mijlocul pădurii, într-o cabană și să simțiți cum cad frunzele. Bine, bine, schimbirul. Mă rog. E tot în cabană.